la apelul național, brigăzii. Pauzele dumneavoastră, elicopterele forțelor aeriene române. Yeah.
Acum, pe
sfaturi de față facilitând acest lucru. Iar din spatele... pentru lucrurilor care zboară are o deschidire de transport pasager. Este o mare plăcere să poată executa acest zbor, dar este zborul pasager, este un zbor din echilibru care nu trebuie să disturbi pasagerii și să creeze focuri. Mai exact, și să nu se atâțiu. Se simte foarte bine. Zbor la viteză redusă.
pentru aterizare, care nu o face toată lumea, mai ales cu o aeronavă de asemenea dimensiuni. Vine dinspre stânga. Cu momente deosebite. Avem steagurile României și steagul NATO. Vă reamintesc, împlinim 20 de ani de când am aderat la NATO. Un lucru foarte benefic pentru România. Din aplauzele dumneavoastră, alargat steagul pentru aterizare, pentru că e dificil să poată ateriza cu el. Dar avem încă o steagă în României și două steaguri ale NATO. Thank you.
de viraj pe dreapta. 30-45 de grade. Imaginați-vă că este totuși un colos, nu un avion de vânătoare. Aeronava știe să facă foarte mult. Aeronava de prezentare de la fabrică poate executa întreaga gamă de acrobație. Dar, repet, nu este aeronava care o vedeți aici. Aeronava special pregătită pentru așa ceva și nu pentru a executa misiuni. Thank you.
încălzare pe stânga. Spira în urmărire. Thank you.